cele mai multe alimente se vor scumpi. Semnalul de alarmă vine de la producătorii români care au primit subvenții agricole sau despăgubirile promise în pandemie. Ei critică și ineficiența autorităților în privința finanțării sistemelor de irigații și acuză guvernul că nu se preocupă de siguranța alimentară a românilor. Indicele global al prețurilor la produsele alimentare a crescut în aprilie pentru a 11-a lună consecutiv, ajungând la cel mai ridicat nivel din mai 2014. Un coș de alimente format din cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne și zahăr este mai scump anul acesta față de anul trecut. Încă din 2020, seceta, criza sanitară, pesta porcină și gripa aviară au dus la o necesitate extrem de mare a importurilor. Aproape 11 miliarde de tone de produse agroalimentare au fost importate în 2020. Deci cu 21% mai mult față de anul precedent. Au fost plătite aproximativ 9 miliarde de euro pentru aceste importuri, dintre care 2 miliarde au costat numai fructele. Seceta a dus la scăderea producției de cereale, aceasta fiind mai mică cu 40% în 2020 față de 2019. Astfel și exporturile au fost mai mici cu 20%. Acum specialiștii vin cu avertismente și spun că oamenii vor plăti tot mai mult pentru strictul necesar, mai ales că producătorii nu au primit niciun fel de ajutor din partea statului. Carnea de porc este aproape inexistentă. Producția de carne pesta porcină face ravagii în România. Se taie efective de milioane de capete de porci. Avem aceste scumpiri care, repet, ele vor fi. Nu pot să prognozez acum procentele, dar vor exista. Prețul la greu a crescut tot pe acest fond al pandemiei. România a adus din statele membre aproximativ 450.000 de tone de carne de porc. Prețuri mari, venituri mici, asta spun românii. Sute de mii de oameni și-au pierdut locurile de muncă în ultima perioadă din cauza pandemiei, iar o creștere a prețurilor alimentelor ar fi aproape imposibil de suportat pentru mulți. Au crescut mult prețurile, într-adevăr, au crescut și puterea financiară, din păcate, nu. Deci noi, care suntem pensionari, ne-au rămas pensiile pe loc. Cât cheltuiți dumneavoastră aproximativ pe alimentele necesare, nu știu, pe lună? Cam jumătate din pensie. Cam jumătate din pensie se duce. Greu. Cam peste tot în magazinele alimentare sunt creșteri de prețuri. Zahăr, pâine, uleiul s-a scumpit. Lumea a rămas fără locuri de muncă, din păcate, dar prețurile au crescut. Totuși, prognozele specialiștilor arată că producțiile de grâu, porumb și floarea soarelui ar avea parte de creșteri în acest an. Producția de grâu va crește cu 26%, cea de porumb cu 22%, iar la producția de floarea soarelui evoluția va fi de 5%. Și suntem în direct cu Adrian Negrescu, analist economic, care vine cu toate explicațiile. Bun găsit, domnule Negrescu, vă mulțumim foarte mult pentru intervenția în News Hour with CNN. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Spuneți-ne ce înseamnă aceste scumpiri și la ce să ne așteptăm de acum încolo, pentru că auzim, s-au scumpit toate foarte mult, se vor mai scumpi și de acum încolo? Da, pentru că producătorii, nu numai cei români, ci și cei internaționali, încearcă să tragă de prețuri, să-și acopere pierderile generate în pandemie de scăderea consumului prin creșterea prețurilor. Așa au crescut prețurile la alimente, prețurile la carburanți, prețurile la energie, prețurile cam la toate serviciile care se practică la nivel internațional. Noi, din păcate, în România suntem importatori neți în materie de alimente, de produse de sănătate publică, produse sanitare, de multe alte lucruri, astfel că importăm practic prețurile majorate din Occident. Ce îți va însemna asta în 2021? Păi, în esență, vom plăti mai mult pentru aceleași produse. Iar puterea de cumpărare a românilor va scădea în condițiile în care salariile au fost înghețate în 2021, iar perspectivele revenirii economice sunt mai mult pe hârtie, nimic concret și nimic în buzunarele oamenilor. Domnule Negrescu, înțeleg că vorbim de un record în ceea ce privește aceste scumpiri. Cele mai mari scumpiri din 2014? Da, sunt cele mai mari scumpiri din ultimii 15 ani la nivel internațional. Porumbul, grâul, uleiurile vegetale, nu mai vorbim de carburanți, nu mai vorbim de energie, toate au ajuns la un nivel record și estimările analiștilor sunt că pe viitor, într-un interval de 5-6 luni, acestea vor continua să crească. Dacă vom depăși perioada de pandemie, dacă își va reveni consumul la nivel internațional, iar comerțul își va reveni pe linia de plutire, e posibil ca acest fenomen de creștere a prețurilor să se atenueze. Iar în a doua parte a anului... Să sperăm că se va întâmpla acest lucru, domnule Negrescu. Vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații.